Catalizator înseamnă a pune lucrurile împreună și a cataliza, a coagula, a aduce la aceeași masă oameni cumva cu același interes care pot să își dezvolte business-urile împreună, pot să colaboreze, pot să învețe unii de la ceilalți și pot de asemenea să contribuie la creșterea comunității din care ei fac parte. Noi credem că din punctul ăsta de vedere, catalizator e mai mult decât un program de training, e un program care încearcă să schimbe felul în care ne raportăm la business și la comunitate. Programul catalizator face declicuri pentru a deveni mai eficienți și eficace, construiește relații, aduce oameni împreună. Așa am avut ocazia să cunosc antreprenori și manageri din zona Moldovei. Cred că e foarte aproape de realitate și de practică și cumva din experiența de anul trecut am simțit că și eu, respectiv și colegii mei, au înțeles poate mai bine decât alte cursuri care erau mai mult teorie decât realitate. Da. Cursul m-a capacitat, mi-a atras atenția, mi-a plăcut și bineînțeles că când ceva îți place, dorești să continui. În ziua de azi în care resursele umane sunt imposibil de atras, de reținut, de motivat, clienții pun probleme zi de zi, furnizorii, deci toate relațiile ne provoacă să ne folosim cât mai mult cunoștințele, este foarte important suportul teoretic și atunci poți abordezi mai profesionist orice discuție. Cred că nu veneam dacă nu știam și nu-mi plăcea de fapt prima oară. Mi-a plăcut foarte mult interacțiunea cu oamenii. Faptul că spre deosebire de alte workshop-uri a fost foarte practic și nu mă așteptam, sincer, pentru că la prima întâlnire am venit mai mult să mă văd cu cei de la Raiffeisen, să fac o conexiune mai bună, dar după aia am cunoscut oameni care au fost chiar miștoși și faptul că am lucrat în echipe și ne-am pus întrebări și ne-am cunoscut din alte domenii, pentru că fiecare din altă industrie, cred că asta a fost cel mai valoros pentru mine. Utilitatea workshop-ului o văd în a manage-ui colegii din cadrul companiei. Cred că motivația este din ce în ce mai challenging în mediul de afaceri de acum, pentru că se găsesc foarte greu oameni și se găsesc foarte greu oameni buni. Și dacă i-ai găsit, trebuie să-i păstrezi și ca să-i păstrezi, trebuie să ai o motivație foarte bună. Au fost 6 module în care am vorbit despre strategie, despre cultură, despre managementul echipei, despre dezvoltarea business-ului, despre management financiar și despre branding. Și în felul ăsta am așezat cumva ceea ce înseamnă fundamentul felului în care îți conduci afacerea. Anul ăsta am început să sofisticăm cumva proiectul și am vorbit despre soft skills, despre managementul relațiilor, motivație, conflicte în primăvară și pregătim workshopul numărul 2 din toamnă, în care va fi vorba despre leadership participativ și pentru că le-am promis oamenilor o surpriză deosebită și toată lumea așteaptă așa și a fost foarte incitată de subiect, a spune doar să se ducă și să caute pe Google Roomiescape și să-și închipuie 120 de oameni făcând chestia asta. Și acum chiar că nu mai spun nimic.